graffiti cu mesaje electorale în centrul istoric al Constanței, pe gardul unui liceu, pe mai multe clădiri publice sau în construcție, pe parapeții care interzic accesul mașinilor, a apărut zilele trecute mesajul electoral Vine Valul, care promovează candidatura liberalului Florin Mitroi la președinția Consiliului Județean Constanța. Astăzi, parte dintre mesajele scrise cu vopsea albastră au fost acoperite cu var alb, doar o parte dintre ele fiind încă vizibile. Cel mai probabil din dorința de a rămâne pe valul imaginii nepătate, Mitroi s-a grăbit să scrie ieri pe Facebook, citez, nu ne asumăm și nu încurajăm sub nicio formă de promovare murdară sau agresivă. Legea graffiti, care a intrat în vigoare în 2022, prevede sancțiuni între 3.000 și 6.000 de lei pentru cei care desenează sau scriu pe clădiri sau garduri din spațiul public sau privat. Cristi Hagi a fost mâna PNL-ului, a echipei de campanie a lui Florin Mitroi sau mâna adversarilor? Nu știu, nu cred că adversarilor, cred că sunt niște tineri entuziaști în PNL, prea entuziaști, dar e opinia mea, n-am nicio dovadă, așa sunt tineri, au sângele așa mai fierbinte, or fi scris două, trei grafite acolo, nu cred că adversarii politici, și nici nu mi se pare un subiect așa foarte, foarte important de dezbătut. Mitroi s-a dezis, nu asta îl va face câștigător pe Florin Mitroi, faptul că cineva scrie pe zid Vine Valul. N-a fost încă o ocazie bună de a-și prezenta mesajul? E un mesaj care a prins aici, pe rețelele de socializare, a devenit viral pe rețelele de socializare. Iată că acum e și pe pereți. Da, dar de la Florin Mitroi eu mă aștept și nu numai eu. Cred că oamenii se așteaptă la altceva. Dacă o ținem langa cu Vine Valul încă 4 săptămâni, Florin Mitroi nu va fi un candidat care să fie votat cu inima deschisă de către constanțeni. Florin Mitroi trebuie să vină cu ceva proiecte după 4 ani de zile în care în județul acesta nu s-a întâmplat mai nimic pozitiv. Îți dau numai un exemplu. Acum 4 ani de zile, prin octombrie, când a fost investit Mihai Lupu, județul Constanța era pe locul 13 în ceea ce clasamentul salariului mediu pe țară. Acum, după 4 ani de zile de dezbatere a lui Mihai Lupu și a lui Virgil Chițac, suntem tot pe locul 13 în țară. Vreau să văd de la Florin Mitroi cum depășim locul 13, cum ajungem nu în top 10, în top 5. Dacă stăm și vorbim de Vine Valul și cântăm manele, punem manele pe Facebook, mi-e teamă că nu va însemna nimic. Da, aceasta este campania lui, asumată. Nu a venit cineva să-i pună mesajul nici pe pereți, nici pe Facebook, nici sloganul nu e rău. Sloganul nu e rău, a prins. Eu înțeleg asta, strategia asta de comunicare. Da, creezi un slogan, oamenii vin lângă tine, e foarte bine. Dar trebuie neapărat să urmeze pasul 2. Prezentarea unor proiecte credibile, asta spui. Ce Dumnezeu facem cu spitalul ăsta? Ce facem după ce vine Valul? Spitalul stă să cadă la un cutremur și sunt date oficiale, s-ar putea să cadă. Ce Dumnezeu facem? Spune că vine Valul? Nu. Cum îi ajungem din urmă pe ceilalți care construiesc spitale regionale și are multe de spus, Florin Mitroi. Crezi că se va face spitalul ăsta regional în viața asta noastră, Cristi? Nu știu. Sincer, nu. Acum, realist. Nu cred. În primul rând, nici măcar nu e vorba de spital, e vorba de numărul de locuri, de paturi alocate județului exact. Constanța, acolo cred că suntem pe la 4.400, dacă nu mă înșel. Prima bătaie aici e să mărești numărul de paturi. Apoi spitalul, eu cred că în următorii 15 ani, nu se va face. Sunt proiecte pentru spitalul Mama și Copilul, spitalul de pediatrie. E proiect pentru spitalul de oncologie. Niște proiecte sunt, dar sunt în afară de spitalul Mama și Copilul, celălalt de oncologie este o secție exterioară practică a spitalului județean. N-am văzut finanțarea. În curtea spitalului județean se va construi acesta de oncologie. Da, ați văzut finanțarea la ele? Că eu n-am văzut. Am văzut pentru proiectul primăriei finanțare, ales la Consiliul Județean, am văzut numai vorbe. Să vă mai spun ceva. Acum vreo 2 ani de zile eram la o conferință de presă în care Mihai Lupu prezenta unul dintre aceste proiecte de spitale. După l-am întrebat, ok, acum, că nu suntem în conferință, când va fi gata? În 4, în 5 ani? Da, sigur, mi-a spus că va fi gata până la finalul mandatului meu. Este absurd să crezi că vei ridica o clădire și va fi funcțională în 2 ani de zile, da, apoi în spital. Dovadă că nu avem nimic până acum. Sunt foarte pesimist că se vor face aceste spitale sau aceste secții, nu spitale, în următorii 4 ani. Oricine ar veni. Cristi Hagi, mulțumesc pentru comentarii și pentru prezența. Mulțumesc și eu.